31 martie. De acum și în veci de veci. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Isaia 9:7. În viața aceasta abia începem să înțelegem subiectul cel minunat al mântuirii. Cu înțelegerea noastră mărginită, putem aprecia foarte corect rușinea și slava, viața și moartea, dreptatea și mila care se întâlnesc la cruce. Totuși, cu cele mai pătrunzătoare putere ale minții, nu putem prinde adevărata lor însemnătate. Lungimea și lățimea, adâncimea și înălțimea iubirii răscumpărătoare sunt prea puțin înțelese. Planul de mântuire nu va fi pe deplin înțeles, nici chiar atunci când cei răscumpărați vor vedea așa cum sunt văzuți și vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți, însă de-a lungul veacurilor fără sfârșit, adevărul se va descoperi continuu înaintea minților uimite și încântate. Cu toate că necazurile, durerile și ispitele pământului s-au sfârșit, iar cauza lor a fost îndepărtată, poporul lui Dumnezeu va avea totdeauna o cunoaștere clară, rațională, a prețului mântuirii lor. Crucea lui Hristos va fi știință și cântecul celor răscumpărați în toată veșnicia. În Hristos cel slăvit vor vedea pe Hristos cel răstignit. Niciodată nu se va uita că El, a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin vastele domenii ale spațiului, iubitul fiu al lui Dumnezeu, maiestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucură să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută, ca să poarte vinovăția și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea de pe Calvar. Faptul că Făcătorul tuturor lumilor, arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava și să se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirația Universului. Când popoarele răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când privesc tronul său, care este din veci și ține în veci, și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea răpitoare. Vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele său prețios.